Mă rogi frumos să-ți dau un cadou? Da. Da? Și ne jucăm frumos amândoi? Da. Ok. Ia uite. Ce e aia? Știi ce e acolo? Da. Sunt pietre și noi trebuie să le colorăm. Da. Vrei? Da. Hai. Uite. Aici avem pietre, două pensule, două instrumente de făcut. Mami, aici! Modele, punticele. Mami, aici! Mami, aici! Dar încet, mami, încet, că doarme Denis. Și bobzele. Mami, aici! Cu ce culoare vrei? Cu blau? Blau. Hai să vedem cum le scoatem de aici. Uite așa. Aia, aia. Da, și aia. Și uite, aici avem pensule. Ok. Ok. Mami, ia. Și mami. Una tu, una mami. Mami, azi aia? Da, uite. Vede, azi asta. Mami, cum putem pute? Pe toate, adică așa-i? Da. Ok. Ia, mă duc și mâncarea să mănânce. Mami, nu pot. Ce nu poți? Ui, atac. Că o iau eu. Am desfăcut aici culorile, le-am pus pe o revistă, să nu facem mizerie. Și acum o să colorăm. Unde-i pietricica mea? Am uite-o. Așa. E ok. Nu scrie, mami. Ia stai să-ți dau și sub pietricică să pui o revistă, mami, stai un pic. Aia, uite, aia. Ne scoatem și astea. Să facem modele, așa-i? Uite așa. Uite așa, ne-am pregătit aici. Mami, aia, aia, și să desenăm. Ce culoare vrei să faci? Blau. Blau, nu, haide. Aia o bați. Da, dar numai un pic, mami, nu bagi mult așa. Bravo. Okay. Și acum o desenăm. O zis, Mati, că după ce o face, vrea să o ducă la grădiniță, să o lase acolo. Acolo la intrare mai sunt pietre colorate. Mami face cu... turcoaz. Asta. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. Nu sunt foarte pigmentate culorile. Adică parcă pe cameră se vede mai bine. Mami, ata, am dat un strat și acum voi lăsa să se usuce și pe urmă mai dau o dată. S-a trezit Denis. Uite. S-a culcat la loc. Ma, se trezește, gata. Deci Matei n-are răbdare să se usuce și el a făcut deja 3 pietre. A, am făcut și eu aici, dar na, zero talent. N-are nimic. Spune și tu, mami. E mic. A, așa. Titis. Ce-a, mami? E mami cu teme. Am făcut o pietricică împreună să o ducă Matei la grădiniță. El a făcut ochi, nas și guriță. Ai făcut, mami? Da? Și asta o duci la grădiniță mâine, așa-i? Mami, unde e? Unde e? A ta, mami. Unde? Aoleu. Dar ce faci aici? Dar nu-i voie să le băgăm așa, Matei. Nu. Că face mizerie, uite. Okay. Opa, stai din zi. Matei își face de lucru pe aici. Și Denis vrea numai în brațe, că are febră. Da, mă. Unde e asta? Aici. Ce? Ce faci tu, Pepe? Aștepți păpica? Îmi faci cu mâna? Salut! Salut! Faci un pic? Noi suntem răciți. Spune, Bebe. Spune că noi suntem răciți, ați? Salut! Bună și bine ați revenit la un nou vlog! Salut, Denis! Uite, Canie! Mi-a dat șnurul să se joace. Noi nu suntem într-o formă așa de bună pentru că suntem bolnăviori și copilașii au avut febră multe zile. La Matei i-a mai trecut așa. El nu a mai făcut febră de vreo două zile.
Denis deja e a patra zi în care e cu febră. Matei a făcut cam 3 zile. Am venit în camera lui Matei să se mai joace piticul un pic până vorbesc cu voi și pe urmă mă duc să-l pun la nani. Da, și vă ziceam că Matei a luat virusul ăsta, că așa este când ai copil în colectivitate, bineînțeles că ia toate virusurile și le aduce acasă. Și dacă ai bebe mic acasă, îl mai ia și el și uite așa. Și a început totul de săptămâna trecută. A făcut Matei febră, a avut frisoane, am fost la pediatru, a zis că în ziua aceea a fost plin de, de cazuri de copilaș cu febră și că este un virus și următoarea zi l-a luat și Denis, a început și el să facă febră, eu am început să am frisoane, tușeam foarte tare și acum încă tușesc și poate se simte pe vocea mea că sunt răgușită. Și Cipri tușește și zilele astea au fost foarte grele cu copilașii, cu amândoi cu febră, mai ales că erau morocănoși, Denis nu voia să stea numai în brațe, eu eram singură cu ei pentru că Cipri era la lucru și nu mai știam încotro să fug de la unul la altul. Nopțile mai mult am dormit așa iepurește și eu și Cipri pentru că am fost să-i supraveghem. Am dormit cu ei în pat. Nu știu dacă v-am spus că Denis, că Matei doarme acum singur în camera lui. De când ne-am mutat aici, când a văzut patul acesta, el a zis că vrea să doarmă singur aici, că el e băia mare și din seara aceea a dormit, din prima seară de când ne-am mutat aici, a dormit singur. Și acum a început să se simtă mai bine și chiar mi-a spus aseară, mami, eu vreau să dorm la mine în pat, nu cu voi. Și i-am spus, hai să stăm toți acolo și când adormi o să te mute mami înapoi. Pentru că eu așa fac, când sunt singură cu ei, ne punem toți trei în pat și după ce adorme Matei, el mut la el în cameră. Mă enervează părul ăsta de aici, că nu stă nici cum. Dar astăzi Denis a început să se simtă mai bine, încă mai face febră și tot peste 39. Dar după ce îi dau antitermic îi scade. Îl țin numai în body. Acum văd că e și mai răcoare afară și asta este foarte bine pentru noi acum. Și sper să fie mai bine. În dimineața asta a dormit foarte bine Denis. L-am trezit la 9 pentru că nu voia să se mai trezească și de regulă el era cel care dădea trezirea în casă. Și a mâncat și bine. I-am făcut banană cu avocado de dimineață. Și acum vreau să-l culc. Este 12, în jur de ora 12. Uite, bebe, ia. Ce zici acolo? Ți-e somnic? Da? Piticane. Mă duc să-l culc și ne auzim puțin mai târziu. Astăzi vrem să ieșim să ne plimbăm. Nu vrem să mergem într-un loc anume. Am zis că ieșim așa, pe aici, pe lângă râu sau nu știu. Vedem ce vrea și Matei. Și ne auzim puțin mai târziu. Pa, Denis! Pa! Denis! Pa! Mi-am întins părul degeaba, că m-a ciufulit. Ia, uite-l! Mai te scap! Te scap! Nu mă trage de păr că te scap! Mai te scap! Denis, te scap! Un cadou, mami, de la Lupilu. Wow. Wow. Și uite, te dă din cap când merge. Unde e tot cap? Unde dă din cap? Așa, din cap, da. Da, mami, da, uite, trebuie să desfacem toate formele astea. Le scoatem și le desfacem. Da. Le bagi tu. Mami, nu pot. Nu poți? Hai să vedem pe unde trebuie. Trebuie să mai desfacem forme. Ia, poftim. Vrei să zic ceva? Da. Mami, ăsta, ce crezi? E pentru Denis și tu trebuie să primești altul. Uite aici, scrie că e pentru copilași de una jumate. Lupi.
Apoi și tu, mami, și tu te joci, dar vreau să spun că o să mai primești unul. Deci am înscris la clubul acesta Lupilu și primesc cadouri de ziua lor și am pus acolo că luna aceasta e ziua lui amândoi și au primit cadouri, adică acesta este pentru Denis și trebuie să primească și Matei. Am ieșit la plimbare. Denis, salut! Ce-a făcut, mami? Salut! Și Matei cu motoreta și cu casca de pompier. Am luat și apă să udăm, să stingem focul. Denis, salut! Hai salut la mami! Salut! Hai, hai că vine acolo, hai! Așa, salut! Nu vrei să lași tu șapca în cap, de ce? Hm? De ce vrei să o dai jos, Denis? Ai, ai, ai. De ce nu vrei să o lași în cap? Na, e mai bine acum? Hai să-i prinde din urmă! A venit să ne plimbăm prin pădure, dar Matei când e cu motoreta, nu ne putem ține de el. Curge apă, mami. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? Să arăt ceva? Uite, băți și putem să scriem aici în noroi. Uite. Azi? Da. Scrie. Da. Ce ai făcut acolo, mami? O căsuță la furnici? Uite ce ai făcut, măi, pe tine, măi, și pe șosete, pe picioare. Mami, inimioare! Da, mami, am făcut aici, 4 inimioare. Tati se relaxează.
like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eye so I can see. Salut! Salut, cum te-ai temut? Da, e lungul ăsta. Du-te, mă, și te mâncăt. Du-te! Însă, pap, îți spune tate aici și pap cu pomeni, da? E tata, mă. Îți spune tate aici? Da. Și pap de aici? Faci complet. Da, nu, că nu vă prind. Acum vă prind, faceți cu mâna. Uite, vezi. Nu. Uite, acolo ai. Să-l tai, tati? Tu, ce tragi, Denis? Nu ai frică să-și capa. Ce-ți-e papsitul? O să trebuie tăia, Matei, nu poți să ia. Hai, amândoi tăi, uite. Matei, uite, faci porculița așa. Opa, uite, să-l de acolo. Dacă mă acum aici, a porculița? Nu. Tu nu poți. Încet, da? Unde sunt băieții? Ia să vedem unde se ascunde. Ha! Denis! Treaba, mami! Bună dimineața! Eu acum mai dau la Denis să mănânce. A zis să vă mai arăt ce îi dau să pape, dar o să fac un filmuleț separat cândva. Acum i-am făcut banană cu pară și cu struguri. Matei a plecat la grădiniță. Cipri s-a dus să facă cumpărături și pe urmă când vine vreau să mă duc el în oraș. Astăzi este ziua lui, la mulți ani tati, să ne trăiești sănătos, să fii fericit alături de noi. Noi te iubim mult, mult, mult de tot și vrem să mergem să cumpărăm tort și lumânări, iar pe seară o să avem și musafiri. A ajuns și Cipri de la cumpărături, mă duc și o să mă îmbrac, să mergem în oraș. Mai când mă mai lasă gâtul ăsta, în spatele meu vedeți numai siropuri, că pentru copii, pentru mine. Aseară am ajuns acasă în jur de ora 8. Am zis că am fost în pădure să ne plimbăm, am fost pe la râu, am stat acolo vreo 2 ore și jumătate, că era răcoare, nu era cald deloc, era chiar răcoare. Și pe urmă am fost să mâncăm la o terasă, Matei a mai stat acolo prin parc. Și când am ajuns acasă le-am făcut la copii baie și direct la nani. Da, mă duc să mă îmbrac și ne vedem mai târziu. Astăzi vreau să fac pește dorada la cuptor. L-am cumpărat săptămâna trecută de la Lidl și l-am băgat în congelator. Are și legume pe lângă, usturoi, ceapă, cartofi. Aici cred că este unt aromatizat. Și pe lângă o să fac cartofi natur, că îi plac foarte mult la Matei. Nu știu dacă el o să mănânce pește, Cipri știu că nu vrea să mănânce, eventual poate gustă. Așa că pentru ei o să fac aripioare la cuptor. Iar la Denis o să-i dau și lui pește și o să-i fac un pireuț de cartof dulce cu puțin unt. Așa arată peștele, este gata și miroase a rozmarin în toată bucătăria, miroase foarte bine. Sunt cu Denis în brațe, că nu mai poate, e foame, nu mai are răbdare și de asta tomi și telefonul. Aici am încăricat pentru Denis, mai las chiar 5 minute la răcit și pe urmă o să-i dau să pape. Mai noi în partea asta nu prea avem lumină, tu știi? Bine, îmi faci cu mâna. Ia fă, pa! Pa! Ai și tu cu mâna? Să piebe! Măi, ochișoari. Nu i-am mai pus bovețică pentru că și-o tot trage de la gât. Lasă că se spală hainele, așa-i?
zis ziua mami? Tati. Ia lui tati, așa e și ai zis la mulți ani. Ia tati. Eu i-am zis de dimineață, așa e mami? Înainte să merg la tati. E bun? Care îți place mai mult, mami? Uite, am luat jumate, jumate. Mami, tu pune-te ce guste. Să gust și eu? Ok, hai să vedem. Bun. Și cine suflă în lumânări, tu sau tati? Metei. Tu? Ok. Uite, metei. Amândoi, ok. De aia. Trei. Tati, ai trei. N-are trei, are 35, mami. Și stai aici, uite, lângă trei. Lângă trei acolo. Am ieșit la plimbare, acum că s-a mai răcorit, este 6:20. A fost foarte cald astăzi, nu am reușit să filmez mai multe. Sărbătoritul răspunde la telefoane. Denis mănâncă acolo o jucărie. Și Matei și-a luat pălăria de plajă. Spune, mami. Unde e asta? Ce anume? Denis. Oh! Mă lovești cu șapca. Denisicu se simte mai bine. Nu am mai făcut astăzi febră. Bate vântul, cred că vine și ploaia. O să închei și vlogul aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până atunci, mulți pupici. Pa! A, Denis. I'm hoping what I said could